Un supermarket și o unitate de distribuție de alimente finanțate de Bill Gates în Olanda au fost distruse de un incendiu în timpul nopții. Unitatea de mari dimensiuni deținută de Picnic, o companie de alimentație publică finanțată de Bill Gates, care promovează carnea din proteine vegetale și folosește vehicule de livrare electrice, a luat foc brusc în timpul nopții. Conform agrointel.ro, pe fondul protestelor fermierilor, un nou incident încinge spiritele. Un incendiu masiv a izbucnit într-un centru de distribuție al supermarketului online Picnic din Almelo, Olanda. Fiind vorba de o investiție legată de numele lui Bill Gates, opinia publică speculează că flăcările au fost declanșate intenționat. Un grup de investitori condus de o fundație a lui Bill Gates a investit recent 600 de milioane de euro în compania Picnic, care produce înlocuitor de carne din proteine vegetale, informează portalul de știri RTL News. Mai multe vehicule de pompieri au fost trimise la locul incendiului, care a cuprins întreaga clădire. Lucrările de stingere au avut ca scop prevenirea extinderii incendiului la clădirile învecinate. Centrul de distribuție este situat lângă un spital, dar potrivit pompierilor, acesta nu a fost afectat de fum. Momentan nu se cunoaște cauza incendiului, însă locul nu a fost desemnat drept locul unei presupuse infracțiuni. Prin urmare, poliția nu investighează cazul pentru că nu are motive să creadă că focul a fost pus intenționat, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor. Mulți participanți la protestele fermierilor din Olanda au indicat în mod deschis că sunt de părere că Bill Gates ar putea fi parțial responsabil pentru promovarea unor legi mai aspre privind clima. De altfel, unele personaje au speculat că incendiul ar fi o răzbunare pentru măsuri de reducere a emisiilor de azot, însă nu există indicii care să confirme această idee. Campania a fost fondată în 2015 de 3 antreprenori olandezi și de atunci a strâns sume mari de bani de la investitori.